Interpretul de muzică populară Costel Popa și-a lansat o piesă nouă. Aceasta este intitulată Mu, 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 mi-am luat și vaci amu și a fost scrisă chiar de către solist. Videoclipul a fost filmat în localitatea Șaroșu pe Târnave, acasă la cea mai mare crescătoare de vaci din zonă. Costel Popa a spus la Nova TV povestea acestei piese, dar și a clipului lansat zilele trecute în mediul online. Da. Acestea sunt piese pe care tu le scrii? Da. Sunt idei care mi-au venit pe parcurs, pentru că la un moment dat cineva zicea mai în glumă, mai în serios, după ce am lansat Câte culc cu caprele, că despre vaci nu fac nimic. Și atunci râdeam și am zis, ba, da, bă. Și până la urmă chiar mi-a venit o idee. Inspirația. O idee faină, da. Inspirația? Păi mă tot fredonam, tot mă gândeam ceva. Cu, m-am făcut țața, țacă, priță, țacă, parcă ar merge mu, 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 ceva cu mu, văcuță. Văcuța mea. Și, da, și astfel am tot fredonat și la un moment dat, prima dată un refren, pe urmă niște versuri și pe urmă o întreagă melodie a luat naștere. Din nou, și melodia și textul. Iată că eu zic așa că în zona asta ai și de unde te inspira dacă vrei. Ca și în cealaltă zonă, pentru că poate, nu știu dacă la fel de simplu se compune și muzică, nu știu, pop sau muzică hip-hop. Păi știi cum e, depinde de fiecare om ce are în cap. Eu, fiind un băiat crescut, ca să zic, și la țară, pentru că acolo mi-am petrecut majoritatea vacanțelor în vremea copilăriei, am rămas în... Ai rămas în asentimentul clipelor petrecute. Exact, exact. Am rămas cu amintirile de acolo, cu tot ceea ce am trăit eu acolo și acum, văzând că acea lume încet, încet se pierde, eu am decis să o readuc cumva în fața celor care ne ascultă să vadă că de fapt nu s-a pierdut. Și chiar am avut plăcerea ca prin acest videoclip pe care l-am realizat să descoper, nu știam cu ce se ocupă exact, că are crescător, atâtea... Crescătorul de vaci. Că e crescătoare de vaci. E, deci cea care... Care m-a găzduit, exact, este chiar verișoara mea. Este din Șaroșu pe Târnave. Ai dat un telefon la țară, draga mea verișoară, da. Astăzi eu vreau. Eu știam că are câteva văcuțe, dar nu mă gândeam să aibă chiar o ciurdă. Și are peste 60 de vaci și ajungând acolo am fost plăcut surprins. Și astfel am avut posibilitatea să filmez cele mai frumoase cadre. Și în grajd, și în afara grajdului, și cu preparatul cașului, brânză. Deși cred după videoclip, cred că ai fi găsit inspirație și pentru altă piesă. Așa cum spuneai, ai descoperit lucruri noi filmând videoclipul, dar așa tu e. Deja aveai piesa compusă. Exact, exact. Da, păi ți-am spus, eu gândurile le aveam din copilărie. Gândurile le aveam și pe urmă, ajungând acolo, am încercat să redau povestea pe hârtie, cum se spune. M-am dus la verișoara mea și ne-am planificat. Face asta, facem asta, mergem acolo, mergem graj, pe urmă mergem în pășune pe câmp, pe urmă plecați la vânzare, la oraș, să vindeți cașul, laptele, da, și tot. Cât timp? Ce? Cât timp v-a luat să filmați videoclipul? O zi întreagă. Și de dimineața până da. Seara da. Ați filmat la videoclip, am văzut da. Fetele frumos îmbrăcate, în straie populare. Da, și toți participanții videoclipului sunt neamurile mele. Neamare, sunt, am putea spune. Copilașii, verișoare mele, sunt părinții, soțul. Am băut lapte de mic și-am crescut plăcăvoinic. Am suc de la țâța vacii, până mici mi-au rămas năzdragi. Mu, 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 mi-am luat și vacea mu. Văcuță după văcuță, mi-am făcut ciurdă drăguță. Mu, 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 mi-am luat și vacea mu. Și ne-am făcut ciurda mea, să beau lapte câte vreau.